invitați. Numele meu este Tomco Alexandru, sunt absolvent al Colegiului Național Nicolae Iorga din Vărănii de Munte și actual student al Facultății de Finanțe, Asigurări, Bărți și Burse de Valori în cadrul Academiei de Studii Economice din București. Și alături de colega mea, Magda Paraschivoiu, elevă în clasa 11 la Colegiul Național Nicolae Iorga din Vărănii de Munte, vă urăm bine ați venit la concertul Bucuria Învierii. Vă spun și eu, Hristos a înviat, și vă mulțumim că sunteți prezenți alături de noi în această seară. Pentru început, vă voi prezenta semnificația salutului pascal. Acesta este o mărturisire de credință care ne arată că adevărul învierii lui Hristos a fost primit de noi pentru a transmite mai departe lumii. Astfel, fiecare creștin ortodox devine un vestitor al învierii Domnului, urmând pildei femeilor milonosințe și a sfinților apostoli care l-au întâlnit pe Hristos cel înviat. Sfântul Iustin Popovici spunea că toată istoria creștinismului nu este altceva decât istoria unei singure și unice minuni. A minunii învierii lui Hristos, care se continuă neîntreruptă în inimile creștinilor zi de zi, an de an, veac de veac, până la cea de-a doua venire. Sfântul Apostol Pavel ne învăța că învierea Domnului Hristos este izvor de pace, de lumină, de bucurie și temelia credinței noastre. Ca într-o dimensiune a timpului sacru, despre care ne vorbește marele nostru gânditor și istoric al religiilor lumii, Mircea Eliade, fiecare creștin rătrăiește momentele importante din istoria mântuirii. Ne-am adunat în această seară pentru a retrăi bucuria învierii Domnului, cu atitudine smerită față de marea taină a creștinătății, pe care nu o raționalizăm, ci ne adâncim în ea. În cele ce urmează, vom încerca să devenim martori și mărturisitori ai învierii lui Hristos prin cântările pascale, interpretată de corul preoților Protoieriei Vărinii de Munte, intitulat Ștefanache Popescu, și corala Rapsodia a Centrului Cultural Vărinii de Munte. Corul preoților Protoieriei Vărinii de Munte, Ștefanache Popescu, a fost înființat în cadrul Protoieriei Vărinii de Munte în anul 2010, la antenul protoiereului Ilie Vasile, având ca dirijor pe preotul Duță Marian Vasile, de la parohia Gura Vitioare. Numele corului celebrează personalitatea lui Ștefanache Popescu, unul dintre titorii muzicii psaltice românești, profesor de muzică bisericească la seminarele teologice din București, înmormântat la Mănăstirea Zamfira, Protoieria Vălenii de Munte. Activitatea corului a vizat abordarea repertoriului religios, ortodox și nu numai, psaltic, coral și cel de colinde, de factură clasică, dar și mai nou, piese cunoscute, dar și originale. Corul a susținut diverse concerte, atât pe plan local, cât și național. Concerte de flori, de Crăciun în orașul Vălenii de Munte, la Festivalul de Cântări Religioase Oltenița 2012, cu apreciere deosebită din partea publicului. Concertele și activitățile corului au fost înregistrate și difuzate pe diferite canale mass media, internet, televiziune, figurând și în dicționarul de muzică bisericească românească. La inițiativa părintului protoiereu Mihail Peneș, în anul 2017, corul a fost reactivat prin venirea unor preoți tineri, nu ca un schimb de generații, ci mai mult ca o continuitate, sub îndrumarea unui nou dirijor, în persoana părintului Constantin Mane. Din pasiune, membrii corului se întâlnesc săptămânal în cadrul repetițiilor, dovedind că muzica bisericească nu este un scop în sine, ci o rugăciune cântată. Cântările bisericești își găsesc originea fie în textele scripturistice, fie în omiliile sau predicile Sfinților Părinți, care în timp au devenit izvor de inspirație pentru imnologi și melozi. Muzica bisericească este Evanghelia cântată. După cum spunea într-unul din cuvintele sale de învățătură, Părintele Patriarh Daniel. Ea nu produce o simplă emoție, ci reprezintă mărturisirea de credință transpusă într-o formă melodioasă. Cântarea îndulcește rugăciunea. În continuare vom audia cântările pascale interpretate de corul Ștefanache Popescu. Piesele interpretate în stilul psaltic sunt următoarele. Veniți de primiți lumină glasul 5, prelucrat de arhiereul Evgenie Cumulescu. Această cântare ne amintește că în noaptea Sfintelor Paști se sting în biserică toate luminile,
Numai candela de pe Sfânta Masă din Sfântul Altar rămâne aprinsă. Spațiul întunecos este chipul morții și al iadului în care a coborât Hristos cu sufletul său. Candela aprinsă de pe Sfânta Masă este sufletul viu și îndumnezeit al Mântuitorului coborât la iad. Arhiereul sau preotul adresează chemarea: veniți să primiți lumina tuturor, nu doar anumitor persoane. Pe toți ne cheamă să facem trecerea de la întunericul morții la lumina vieții veșnice, iar această trecere este exprimată prin aprinderea tuturor lumânărilor de la o singură lumânare. Întunericul nopții este străpuns de o lumină mare, încât cu adevărat cerul și pământul surprinde de lumină. A doua cântare pe care o vom asculta în această seară este Hristos a înviat, glasul 5 de Anton Pan. Următoarea lucrare pregătită de corul preoților este Canonul Sfintelor Paști, glasul 1, după Ioan Popescu Pasăre. Acesta este o ilustrare a locului pe care îl ocupă imnografia în Biserica Ortodoxă, în expresia sa bizantină, ca mijloc de impropriere a adevărilor de credință. Autorii cărora le atribuim în mod tradițional acest poem celebru sunt Sfinții Grigorie de Nazian și Ioan Damaschir. Prin caracterul său poetic cât și riguros al expresiilor sale, Canonul Învierii contribuie într-o mare măsură la crearea unei atmosfere inconfundabile de sărbătoare. Elementele fundamentale ale tainei creștine, ca de exemplu trecerea Mării Roșii, care semnifică eliberarea întregii umanități din cătușele răului, sunt vizitele femeilor la mormântul gol, evenimente de care trebuie să fie conștient fiecare participant la certitudinea propriei învieri după cea a lui Hristos. Toate acestea sunt reluate și puse într-o permanentă interacțiune în Canonul Sfintelor Paști. În încheiere, corul preoților Ștefanache Popescu va interpreta și piesa Avem o țară de Radu Gir. Astfel, corala Ștefanache Popescu ne amintește că în anul 2018 sărbătorim anul omagial al Unității de Credință și de Neam și anul comemorativ al Făuritorilor Marii Uniri din 1918 pe tot cuprinsul Patriarhiei Române. Așadar, intră în scenă corul preoților al protoieriei Fărnii de Munte Ștefanache Popescu. Oh.
Și a treia zi ca și eu.
Mulțumim, Corale și Ștefanache Popescu.